mai multe studii. Și poetele lor, și Rabeh, Gozdari, și chestii, mi-a aducea, da, din poezia feminină persană, în rusește au făcut un volum foarte important. Deci începând cu prima lor poetă și terminând cu secolul 20. Deci, dar sigur că una este să-l percepi în limba rusă. Și apoi am cunoscut, am cumpărat la drujba cartea aia trei poeți persani. Țineți minte că verzui așa. Da. Adusă trei poeți persani. Da. Hafez, Saadi și Omar Khayyam, sigur că, da? Și a fost prima traducere în română, pe care o vedeam în română, afară de cea moldovenească făcută aici din rusește, tot săltăreț, tot cu rime, cine își amintește, în colecția Comoara, așa se numește Comoara, colecția aia, micuță albă, așa, 72-73. Sigur că este ceea ce faceți dumneavoastră și mai ales studiile introductive, eu am reușit să mă uit o parte din studiul ăsta la Omar Khayyam, dar este superb, adică, vorbisem în sfârșit o abordare științifică, dacă vreți, o ediție critică în sensul adevărat al acestui cuvânt. Pentru că noi ediții așa populare, cele ce a fost într-adevăr. Mă rog, fiecare are libertatea de a o face. Firește că, spre exemplu, Baudelaire tradus de Argheze sună arghezian, în totalitate. Rainer Maria Rilke tradus de Blaga sună blagean. Dar sunt lucruri importante pentru că, totuși, sunt opere poetice în limba în care s-a tradus, le-au tradus mari poeți. Eu vă felicit din toată inima pentru toate acestea. N-am reușit încă să mă uit traducerea lui Farouk Ferozad, cum se pronunță corect? Farahzad. E greu pentru noi să pronunțe în persană, e în farsi, da? E greu, dar oricum cred că sunt lucruri uimitoare și într-adevăr noi ne vom mai reveni la acest filon oriental a traducerii literaturilor Orientului, pentru că pregătim, iată, o expoziție cu George Coșbuc mare și poate facem și o masă rotundă, ne înțelegem, la aniversarea lui Coșbuc acum, să ne întâlnim și să vorbim, să invităm și cei care au tradus și care au scris despre Coșbuc, să facem, eu știu, un simpozion, o conferință. Coșbuc oricum a fost lăsat într-un fel, într-un cont de umbră, dar nu o merită, este o figură uriașă a culturii noastre, a literaturii române. Și cu prilejul expoziției pe care o face la Ștefan cel Mare și Sfânt, cred că la începutul lui iulie va fi această expoziție, vă anunțăm de pe acum, ar fi bine să facem și un simpozion legat de literaturile Orientului, dacă vreți, în spațiul românesc. Poate că așa e bine să o numim și atunci poate că avem prilejul să ne reîntâlnim din nou. Eu vă doresc, să jur, plăcut la Chișinău, cum a făcut-o și el. Îmi pare rău că cine n-a fost ieri la spectacol, că într-adevăr e un spectacol unic, un spectacol specific, făcut foarte frumoasă plastică corporală, de lângă muzică, de lângă cu dansuri foarte frumoase, care le fac cei doi tineri actori, care au venit cu dumneavoastră. Un spectacol lectură, un spectacol de meditație și, sigur că, un spectacol prin care, într-un fel, lumea lui Omar Khayyam sau a ceea ce se numește fenomenul Khayyam, ne revine, devine mai apropiată tuturor. Doamne ajută! Eu aș avea o câteva întrebări la domnul Gheorghe. În limba persană, deci multă influență a avut o cultură asta de sufism. Și ei descriu că poezia persană are mai multe sensuri în legătura cuvintelor. Deci la traducere, să ia în considerare aceste mai multe sensuri, cumva, să le poarte și poezia în română? Da. Aș vrut să vorbesc despre asta, dar timpul e comprimat. Omar Khayyam a fost revendicat de, în primul rând, de secta sufiștilor, încă înseamnă sufi, de la suf, deci pe hainele lor erau niște pertice de lână, erau în formă de recunoaștere. Omar Khayyam a fost revendicat în chel, până la urmă este un om al timpului său. A făcut și câteva rubaiate de compromis, să spunem așa. A făcut și o călătorie chiar la Mecca, adică a făcut ceea ce se numește Hajj în arabă și persană. Adică, să zicem, călătoria obligatorie cu pelerinajul la Mecca. Dar a făcut-o ca să nu se pună rău, pentru că el, v-am spus, a dus o existență cel puțin dublă. Pe baza acestor rubaiate,
secta sufiștilor, care au creat și ei după aceea o mare poezie, Maulavi, dacă ați auzit, sau Rumi. Am văzut în librării la noastră o carte pe care nu trebuie să o ratați, Elif Shafak. Cele 40 de lege. Da, da, exact. Care este în mare parte despre viața lui Maulavi sau Rumi. El se numește Muhammad Adin al Rumi sau Maulavi ca poet. Vă poate spune, este o carte excepțională, care începe într-un fel cu totul normal și ajunge în cu totul altă parte. Viața Maulavi este poet mistic în adevăratul sens al cuvântului. Omar Khayyam, ar fi o mare greșeală să-l interpretăm ca poet sufist, chiar dacă uneori are 4-5 rubaiate, îl tolerează, să spunem așa, pe Dumnezeu. Dar are și un rubaiat în care îl numește, îl face pe Dumnezeu, bine, cerându-l scuze, de pământ să mi se umple gura, oare erai Doamne beat? Este singurul poet, să zicem, iconoclas de genul acesta, care îl face pe Dumnezeu beat. De ce? Pentru că, de fapt, Dumnezeul lor era Allah. Era Dumnezeul musulman. Nu mai era Zoroastru, cel dinainte de secolul al VII-lea, din perioada Zardoștii. Și atunci, toate acestea erau forme de luptă împotriva islamului. Deci era un fel de... Disidență. Disidență, da. YouTube-urile sensori erau un fel de mascare, da, da. Dar sufiști, da, dar sufiștii l-au interpretat ideal nostru, adică au vrut să-l pună în secta lor, adică să-l... Pentru că le-ar fi plăcut să se defileze cu el. La Hafez, de exemplu, despre care se spune că este cel mai mare poet din toate timpurile, deci nu numai poet iranian, Hafez, da, pentru că Hafez are niveluri de lectură mult mai multe. Deci el poate fi citit și ca, de exemplu, în fiecare dimineață, iranianul care se respectă, sau la sărbători obligatoriu, scot divanul lui Hafez, pe care vreau, mi-am propus deja, am tradus vreo 30 de gazeluri, dar sunt în total 486. Vreau să fac o ediție critică. Îl pun pe masă și aleg o poezie la întâmplare, ca și cum ar citi horoscop. În această poezie se află, deci o citești, cum crezi tu că îți va fi destinul în ziua respectivă sau în următoarea săptămână? Dacă citești altceva, citești la alt nivel de lector. Asta va fi o mare încercare pentru mine, pentru că asta ar fi să dai, să citești într-o propoziție 10 sensuri. Aici vorba și de cuvinte. Și aici, limba română, o să vedem dacă rezistă la, pentru că limba persană, ce să vă spun, este mai bogată de 3 ori decât engleza. Iar limba care e considerată perfectă din punct de vedere gramatical și semantic este arabă. Araba este o limbă excepțională. Am văzut că aveți foarte multe posturi aici la... Eu am numărat 22 de posturi în limba persană. Am rămas... Nu mai știu unde să te uiți. Foarte interesant. I-am spus lui Amir, prietenului nostru, că are mai multe ca în Iran. Sunt mai multe aici ca în Iran. Deci asta este problema sufismului în mare. Problema e complicată, dar de ce l-a fost doar de vendicat. Numai că dacă ne uităm la unul din aceste posturi, ar trebui să avem ori pe tine, ori pe Amir alături, că nu înțelegem nimic. Așa se întâmplă că în limba română n-am găsit niciun, dar am căutat din cele 600 și n-am găsit niciun post de televiziune. Aș vrea să spun și eu o întrebare. Mă bucur, e într-adevăr un eveniment, aflăm foarte multe informații legate de Khayyam, de cultura persană, iată de limba persană, limba arabă, știam că într-adevăr este foarte complexă, de până Camila sau Petru Desert sau Leu, sunt peste 100 de
sinonime, vă dați seama cum se lucrează în poezie cu astfel de... Deci poeții cam cum accesează astfel de... Au o limbă, să zicem, a poeziei, deci dicționare de cuvinte poetice. Eu cred că chiar însuși dicționarele, explicația sau acestor sinonime constituie, cred că au pasaje poetice. Aș vrea să vă întreb pentru mine, pentru că într-un fel aș putea spune că traducerile din poeții persani, în perioada în care eu mă formam ca poet pe compropriu cumva, a apărut antologia poezii persane și cei trei... Ridighetorile persi. Da, mi-a plăcut cumva. La nivelul imaginilor, eu am văzut acolo o mare finețe și expresivitate în același timp în... Este al lui George Zedan. Da, eu îmi dau seama... La imaginea spuneți? Da, eu vă întreb cam cum e în persoană, cum sunt imaginele, cum se lucrează cu metafora, cu imaginea și cu hiperbola. Figurile de stil sunt implicite, pentru că limbajul nu este limbajul... Ei nu spun, de exemplu, spun la masă miz, dar în limba poetică este manzel, de exemplu. Deci deja cuvintele au, de aici vine problema traducerii din alte limbi. Deci dacă cineva traduce în engleză sau franceză și tu traduci din franceză, tu vei traduce sensul de bază. În timp ce imaginarul poetic îl iei din, practic traducând aproape cuvânt cu cuvânt din limba poetică respectivă. Metafora e aproape gata. Deci nu trebuie să o construiești tu după cum face limba română sau franceză sau limbajul analogic, de exemplu. Iau o chestie care se numește limbaj analogic. Deci fiecărui lucru din natură poetică, de exemplu, dacă copacul acela este în engleză tree, în franceză iarul, la noi copac, la ei are sensul pe care va apărea în traducerea mea. Nu știu cum să... Deci nu va apărea, când spun acolo copacul tristeții, de exemplu, într-un rubaiat, nu-l sădi în inima ta, de exemplu. Acolo este tristețea care are, cum să spun, are comportament de copac, nu o sădi în inima ta. Deci nu spune copacul tristeții. Copacul tristeții traduc eu, pentru că n-aș putea să traduc tristețea sub formă de copac, nu o sădi în inima ta. Ci invers. Este limbajul analogic. Și atunci, păcatul tuturor traducerilor astea de persoană este că ei îi traduc exact cum îi... Arborele tristețe nu se vin în inima ta. Da. Asta e în poezie asta. În proză. Uitați, de exemplu, la Herdoian, la Buvnița Oarbă, citiți prima propoziție. Care este În viață sunt răni. Haideți că o citim acum. Vreți să citim prima propoziție? Da, primele... Imediat. În viață sunt răni care, precum lepra, rod încet în singurătate sufletul și îl distrug. Această propoziție am văzut-o și în engleză și în franceză. Era cu totul, deci asta reproduce exact începutul romanului, Buffecul. Dacă luați o ediție engleză, franceză și mai este o limbă, dar nu cred că spaniolă, dar n-am avut acces, o să vedeți că e cu totul altă traducere. În primul rând, când nu apare lepra, apare
în viața solului care precum cancerul, de exemplu. Ai la francez sau una dintre astea, precum cancerul rău. Am văzut lepră acolo, dacă cuvântul este lepră. Ei au tradus prin cancer. Vine cineva, să zicem, care traduce din asta, cum va traduce cancerul? I-au lichidat pur și simplu de multe leprozerii. Da, da, da. Dar poeta Foru Farrokhzad a făcut un film despre leprozeria din Tabriz. Este pe internet filmul. Casa este neagră. Foarte interesant. Ea fiind o personalitate puternică și un om de cultură extraordinar și poetă și actriță, a început foarte multe proiecte pe care nu le-a terminat și în Europa și la ea acasă și sigur a murit într-un accident. Un accident de mașină, nu se știe. Într-un accident de mașină. Ea era ca mai întâmplă, s-a mai întâmplat. Așa. Știți că au fost două epoca lui Reza Pahlavi Oreamer, care este o epocă excepțională în punct de vedere cultural, dar pe care probabil americani, într-un moment de proastă gestionarea situației, l-au părăsit pe șac și l-au adus indirect pe Khomeini. De aici s-a schimbat complet situația țării. Da, întrebări. Cine vrea să mai vorbească? Domn Beșleag. Doar câteva cuvinte, câteva momente. Aici domnul Malanescu a amintit numele meu, dar l-a citat și pe maestru Văsălache. Maestru Văsălache, într-adevăr, a avut interdicție de semnătură timp de 15 ani. Având familie, având copii, având toate astea. Și-a făcut traducere excepționale. Dar pornind de la acest moment, aș vrea să spun că în anii 56, 57, 58, noi, la noi ne venea, parvenea cartea românească liberă. Veneau tiraje, veneau autori români, traduceri din literatura europeană, din literatura universală. Și iată, în 70 sau 71 s-a produs interdicția asta, s-a introdus interdicția să nu mai comunici deloc cu cartea românească, cu scriitorii români, cu România în genere. Da. Atunci a fost înființat acest departament de traducere. Și s-a întâmplat acolo să fie responsabil sau șefă de secție o doamnă care se numea Nina Imschimji, care avea o vastă cultură, era om de cultură și a girat acesta, a moderat acest departament și s-au făcut traduceri bune, foarte bune. Dar alături de traduceri bune au fost traduceri infecte. De exemplu, cine avea funcționare de la acel comitet pentru edituri și difuzarea cărții, aveau acces și își luau ei lor traduceri, vedeau la negri, negrii traduceau, luau parale și apareau niște enormități, niște absurdități, o mulțime. Nu erau negri din Africa, erau negri din Africa. Nu avea barbă, pentru caietele principale. Da, și s-a întâmplat să fiu și eu antrenat în munca asta de traducător. Și într-adevăr, dar se traduce majoritatea din rusă, pentru că erau traduceri autorizate de la centru. 99% din aceste traduceri. Da, dar se traducea și din limbi din franceză. Iată, nu de mult am marcat aici un medalion în cadrul Festivalului Poeziei Europene pe Paul Mihnea. Paul Mihnea, coleg de liceu, de generație cu Paul Celan. Paul Celan a plecat în Occident, dar a devenit o somitate, Paul Mihnea a rămas aici. Paul Celan scria în germană, Paul Mihnea scria în română aici. A fost un virtuos. Virtuos al versificației, dar și al poeziei. Dar a făcut traduceri magistrale, direct din original. Virgilio a tradus Rainer Maria Rilke, a tradus încă ceva acolo. Paul Valéry. Paul Valéry și Verlaine și da. Dar să termin cu o parabolă, așa, cu o snoavă, cu o pătărane. După ce am tradus eu, eu am tradus din literatura universală două cărți foarte serioase. Una a fost dată scloie din Ielin, eu nu știam, nu puteam.
dar am tradus-o din la rusă, iar la a doua, la Erasmus, am avut ambiția să obțin de la Biblioteca Centrală din Moscova microfilmul original, a apărut la Amsterdam. Și am colaționat, am confruntat, ăsta originalul cu cel rus și mi-am dat seama că traducerea rusă este exactă, este frumoasă, care era făcută de specialiști care făcuse studii serioase, nu din aceștia arte paștea sau. Da. Și nu mi-aduc aminte, mi se pare că din Erasmus. Din Erasmus. S-a întâmplat așa cu Erasmus. Traducerea românească exista. Eu am obținut-o. Dar nu m-am atins, nici n-am deschis, nici nu m-am uitat în ea. Nu cumva să mă influențez. Pentru că era vânătoare de cuvinte. Orice manuscris, dacă era o traducere, se găsea un personaj care îi se dădea lui special să o vadă. Nu cumva a luat el din traducerea românească. Nu cumva face trafic de... Da. Și s-a întâmplat să termin această traducere, dar era o traducere mică, câte acolo, 6 coli de fapt. Și eu eram la Uniune, aveam aici o funcție și aveam niște probleme de sănătate și urma să merg la tratament, la un sanatoriu. Îmi spune, dumneata, trebuie să prezinți textul traducerii, iată, data de cutare, o săptămână. Eu mai aveam de treabă acolo, ceva, dar cum nu puteam să renunț nici să nu mă conformez rigorilor editurii, dar nici să pierd acel tratament, am stat zi și noapte și am făcut și am prezentat la termen. Și am plecat la tratament. Am venit, trece o săptămână, trece o lună, întreb pe persoana care urma să se ocupe de redacția, de pe redactorul cărții, zic, ce s-a rodit, ce e stadiul, cum înaintează? Și nu știu, cum nu știu, a dispărut manuscrisul. A dispărut traducerea din editură. Așa trece o lună, trece două, trece trei, trece jumătate de an și abia peste jumătate de an apare traducerea. Poate că au luat-o sau cercetat-o, dacă nu cumva acolo ceva s-a strecurat, vreo frază, vreo sintagmă, vreun cuvânt care se coincidă cu traducerea românească. Altfel era gata. De asta se vedea absurdități. Cu asta am încheiat. Dacă îmi permiteți să fac o precizare. Iată, tocmai în această perioadă, după ce au fost lichidate librăriile de cărți românească aici, când la puterea de limba au ajuns și s-a trat, a început, după modelul transnistrian, formarea limbii moldovenești deosebite de cea românească. De ce se verificate de minuțios? Ca să se facă deosebit totuși de cuvinte la nivelul vocabularului, ca să se justifice existența acestei două limbi moldovenești și poporul român, adică este altul decât moldovenii. Aberații și tâmpenii. Eu am să vă mai spun două cuvinte despre programul din acest an al Centrului George Apostu. Programul din acest an se desfășoară sub genericul Pe urmele lui Apostol. Ce se întâmplă cu acest program sau ce vrem noi cu acest program? Să readucem în spațiul cultural românesc sau să mergem din spațiul cultural românesc în alte spații culturale cu personalități puternice ale culturii noastre, fie că e vorba de artiști plastici, fie că e vorba de scriitori, de poeți, în alte culturi sau să-i aducem aici. Este vorba de o acțiune care se desfășoară în diaspora și nu numai, a Centrului de Cultură George Apostu, pe urmele lui Apostu, cu artiști în viață, trecând pe acolo pe unde a trecut Apostu. Așa s-a făcut că la Paris, acum o săptămână, am deschis sub egida Centrului de Cultură Apostu expoziția Impermanence a lui Leonard Răchită. Leonard Răchită este cunoscut sculptor, un artist plastic bine cunoscut, un prieten de-al lui Apostu, a consumat exilul cu George Apostu o perioadă la Paris. Am deschis expoziția, sigur însoțit, așa cum facem noi de vreo 10 ani de zile, de albumul Leonard Răchită. În felul acesta, iată, cuvântul, imaginea de aici, din România, pleacă spre alte zone, alte spații
culturale. De la Paris, sigur, vom merge la Tokyo, pentru că, așa cum bine cunoașteți, George Apostu a lăsat și în acest spațiu miraculos al Japoniei opere impresionante. La Suvacu are o operă extraordinară, se cheamă Oglinda Soarelui. Și sigur ne vom reîntoarce la Bacău, spațiu în care el s-a născut, în octombrie, când expoziția va poposi în galeriile de la Centrul de Cultură George Apostu. De aceea aici aveți albumul expoziției de la Paris deschisă acum câteva zile. În același timp știți foarte bine că noi edităm o revistă, sigur unul dintre cei care sunt înăuntru acestui fenomen numit revista Vitraliu. De ce am îndrăznit să venim pe piața culturală cu încă o revistă, când știm foarte bine că sunt atât de multe, nu mai știu dacă sunt citite sau nu? N-aș putea să vă spun. A fost o aventură care a pornit de la un grup care l-a avut în spațiu, în spațiul important al Bacăului, pe Gheorghe Iorga. În jurul lui ne-am format, ne-am adunat, el, cum îl numim noi, cât o academie, știm exact, nu o să găsiți, sper, niciun fel de fractură de limbă aici în această revistă, cum se mai întâmplă prin alte locuri. Este foarte atent la ceea ce înseamnă toată această parte a limbii române pure, să-i spunem. Revista și aceste albume sunt tot darul nostru. Sigur că la Bacău, așa cum bine știți, revista Ateneu, o revistă importantă în spațiul cultural românesc, și ne-am permis să venim și cu această, câteva numere de la această revistă. Aveți aici două cărți de lui Adrian Jicu, Caruselul cu Hamster și Mon cher Basil. Este o despre identitarul lui Vasile Alexandrii. S-a discutat foarte mult despre Vasile Alexandrii în ultima perioadă de timp și se mai discută încă pe tema M-am născut în Bacău, și de aici toate, care chiar Alexandrii a spus, și de aici toate avatarurile pe care trec criticii, critica istoricii, literarii, care nu sunt de acord cu ceea ce chiar Vasile Alexandrii a spus la un moment dat. O să găsiți lucruri foarte, foarte interesante în această carte a lui Adrian Jicu. Sigur, Farouk Farrokhzad, o celebrantă, asta simt că o să vă placă extraordinar de mult. E o poezie absolut superbă și într-o traducere fabuloasă, vreau să vă spun. Deci aveți și acest volum. Sigur, Omar Khayyam nu mai văd pe aici, dar sunt și Îngropat de Vin, Sadet Hedayat și Bufnița Oarbă. O să îl rog pe Gobu să se așeze undeva să vă dea autografe. Eu am să vă mulțumesc pentru această întâlnire frumoasă în ograda noastră literară. Mamă, nu știu,
Geu Popescu, da. Și eu personal am primit o plăcere nemaipomenită, extraordinară. Am aflat niște lucruri activând în alt domeniu, deci ce s-a menționat aici în discursurile a lui Adrian Gicu, a lui Geu, traducătorul. Gheorghe Iorga. Deci sunt încântată de ceea ce am auzit. Mi-am orizontul meu de cunoștințe s-a mărit la maxim, în sensul, nu știu dacă prea tare este spus, dar, de exemplu, chiar cum a menționat domnul Adrian Gicu, adică cum, dumnealui nu este ideea lui personală, că, de exemplu, traducătorul mi-a plăcut foarte mult ceea ce, nu țin minte cine anume este autorul acestei expuneri, dar că traducătorul nu este un simplu traducător, este rivalul autorului a operei pe care o traduce. O întâlnire de suflet. Sunt foarte mulțumită de ceea ce am auzit de participarea la această activitate și aș vrea să particip cât mai des la activități de acest gen. Să ne spuneți și numele dumneavoastră. Galina Zaftur. Activez la Biblioteca Științifică Medicală pe lângă Universitatea Medicală Nicolae Testemițianu. Mai mult sunt în contact cu literatura de profil medical, dar oricum, iată, anume literatura, în genere Omar Khayyam este o personalitate. Este un medicament pentru suflet, Da, iată, spus în termeni mai medicali, este un medicament pentru suflet și când am primit această invitație, chiar am zis că o să pătrund într-o lume a frumosului, într-o lume a înțelepciunii filozofice a lui Omar Khayyam și sunt foarte mulțumită de ceea ce am văzut, ceea ce am auzit aici.
de chiar și de persoanele care au participat la această activitate, deci personalității, aș spune, marcante, poate e prea tare spus, dar atât din spațiul românesc, atât din partea stângă cât și partea dreaptă a Prutului. Bine, vă mulțumim și vă dorim o lectură plăcută și o să fiți impresionată și de ceea ce a tradus. Absolut, ce am să lecturez în continuare. Mulțumim. Ați participat astăzi la un eveniment cultural deosebit. V-aș ruga să ne spuneți care este impresia dumneavoastră. După această întâlnire frumoasă păstrez o impresie foarte bună, pentru că poezia persană mi-era puțin cunoscută și până acum eram mai mult în preajma literaturii europene, scriitorilor de aici, din spațiul nostru, din apropiere, dar cu acest eveniment și cu aceste traduceri ale lui Gheorghe Iorga vom deschide o nouă fereastră. O nouă fereastră spre o altă cultură, o fereastră de cunoaștere, de lume nouă, un suflu nou. Deci este o impresie foarte pozitivă. Aveți preocupări literare? Scrieți? Da, sunt membra Uniunii Scriitorilor, sunt Maria Augustina Hâncu, sunt poetă și traducătoare. Deci eu traduc din limba franceză și spaniolă în limba română. Am și câteva cărți editate, dar, bine, aici am venit ca ascultătoare de poezie, n-am venit să vorbesc despre traducerea mea, am venit să descoper un alt traducător pe care nu am avut încă ocazia să-l întâlnesc și mă bucur foarte mult că plec cu multe lucruri noi. Vă mulțumim și vă așteptăm și în spațiul românesc cu cărțile dumneavoastră. Mersi. Eu pot să spun asta în afara camerei, deci eu am lansat săptămâna trecută o carte la Chișinău, deci nu sunt chiar debutantă, doar că ani de zile am locuit în Franța, unde mi-am făcut studiile și în curând iarăși voi pleca acolo, adică plec și sunt între două culturi, dar poezia pentru mine înseamnă, dar nu, asta poate probabil nu e pentru televiziune. Bun, vă mulțumim atunci. Mersi. Cu cine? Nu, da, să-l întreb eu. Vă dau o carte de vizită, ca să știți exact. Sunt Vasile Mălănețchi, directorul general al Muzeului Literaturii din Chișinău. Am așteptat această întâlnire de suflet cu mare interes, pentru că echipa de la Bacău care a venit, acest desant cultural important, a făcut multe lucruri extraordinare pentru apropierea noastră celor de ambele maluri ale Prutului. Gheorghe Geu Popa este un prieten mai vechi. Este cel care, conducând Centrul de Cultură Apostu, a inițiat acel arhicunoscut Saloanele Moldovei, o expoziție care se desfășoară cu participarea artiștilor de pe cele două maluri ale Prutului. Aceste cărți, acest popas de două zile la Chișinău este unul extraordinar, pentru că a redeșteptat în noi simțul acesta firesc al legăturii frățești dintre românii de pe ambele maluri ale Prutului. Și este foarte bine că și de data aceasta s-a venit cu ceva concret, cu 4-5-6 cărți bune, cu literatură originală, cu traduceri. Ori este firesc să ne întâlnim cât mai des ca să înodăm acest nod al culturii, al spiritualității. Vă mulțumim și sperăm să vă mai aducem asemenea momente la Chișinău și vă așteptăm și pe dumneavoastră în spațiul Bacăului, pentru că în toamnă va fi Festivalul Bacovia, unde de asemenea scriitorii de la Chișinău și cu cei din România se întâlnesc an de an. Vă mulțumesc și eu, am fost la Bacău de câteva ori, îmi doresc să mai vin. În calitatea mea de director, bineînțeles, vă mulțumesc pentru acest efort extraordinar.
dar sunt și artist plastic, mai puțin la creație, mai mult la critică, dar anul acesta aș vrea să particip și eu la Saloanele Moldovei, pentru că am o lucrare originală, o instalație care se numește Turnul de Fildeș al scriitorului Paul Goma. Nu deschid parantezele, o să veniți la expoziție și o să vedeți. Vă mulțumesc! Cu mare drag! Mai rămâneți! Domnule director, ne aflăm la finalul întâmplărilor minunate de la Chișinău. V-aș ruga pentru cititorii și ascultătorii și cei care vizionează emisiunea televiziunii noastre, Televiziunea Literară, să trageți o mică concluzie și să spuneți gândul dumneavoastră după aceste două zile foarte intense. Păi nu se poate așeza acum în mintea mea o concluzie, pentru că în general eu cred că concluziile blochează. Haideți să ne gândim la altceva, să ne gândim la următoarele aventuri spirituale. Pentru că ceea ce s-a întâmplat în aceste două zile aici la Chișinău mi s-a părut absolut fabulos. Această întâlnire de la Chișinău, de fapt, reprezintă drumul pe care Centrul de Cultură George Apostu, eu împreună cu toți colaboratorii mei apropiați de acolo, îl clădim de foarte mulți ani. Drumul pe care ne place să ne reîntâlnim, drumul dumiririi noastre, așa cum îmi place mie să spun, în lucruri și cu lucruri esențiale, plecând de la spectacolul pe care l-am prezentat aseară până la cărțile despre care s-a vorbit astăzi aici la Uniunea Scriitorilor. Din discuțiile pe care le-am avut cu cei care au fost prezenți și aseară și astăzi aici la Uniunea Scriitorilor, aseară la Teatrul Luceafărul și astăzi aici la Uniunea Scriitorilor, oamenii s-au arătat a fi încântați, multe propuneri pentru viitor, legate și de partea cultural-teatrală, dar în special de partea de carte, de ceea ce înseamnă cartea în acest spațiu, de ceea ce înseamnă cartea românească, de ce nu, de ceea ce înseamnă cartea care vine prin traduceri excepționale, așa cum sunt cărțile care au fost prezentate astăzi aici, traduse de profesorul Gheorghe Iorga din persană. Ultima lui carte, apariție pe piața culturală românească, Omar Khayyam, fiind de fapt și cartea care este, așa cum se știe foarte bine, nominalizată la premiile Uniunii Scriitorilor. Sper chiar acest premiu să meargă spre el, pentru că o merită pe deplin. Așadar, nu concluzii, ci deschideri, noi deschideri, pentru un proiect cultural pe care Centrul de Cultură George Apostu îl așează de mult în alte spații culturale decât cel al Bacăului, ieșind așa cum s-a văzut în lume, pentru că eu cred că aceste ieșiri sunt absolut necesare, discuțiile sunt benefice pentru toți cei care iubesc cultura, iubesc carta, iubesc adevărul, și se așează cu folos și pentru ceilalți în această lume atât de nebună în care trăim. Să sperăm că vor fi doritori și pentru etapele următoare și că proiectele centrului vor stârni același interes, nu numai la Bacău, nu numai în România, ci și în spațiile celelalte locuite de români. Poate veți avea o idee să mergeți și la românii din Serbia și la românii din Ungaria și cei din Ucraina. Asta ar însemna să renod multe dintre drumurile și întâlnirile din aceste spații, pentru că cu cei din fosta Iugoslavie, de la Uzdin, am avut întâlniri importante în timp cu artiștii plastici naivi de acolo, o grupare de adeptul extraordinară. Așa s-a întâmplat ca în unele dintre programele europene pe care le dezvoltă centru să ne fi putut întâlni cu românii din Italia. De ce nu? Poate și Cernăuțul va fi în vizorul nostru pentru viitoare programe. În orice caz, Chișinăul rămâne un spațiu de suflet și de minte românească
spre care proiectele și programele centrului se apleacă cu prioritate. Mulțumim! Și eu.